Mircea Drăgănescu s-a născut pe 18 iulie 1950 în comuna Siliștea, județul Teleorman. Este absolvent al Facultății de Filozofie din cadrul Universității București și, în prezent, profesor la liceul I.C. Visarion din orașul Titu, județul Dâmbovița. Ca membru al Cenaclului Amfiteatru, condus de Constanța Buzea, și al Cenaclului Numele Poetului, condus de poetul Cezar Ivănescu, Mircea Drăgănescu reușește să simtă poezia ca pe o stare de perpetuă emoție, fără de care viața sa nu ar fi împlinită. Să-l urmărim împreună la ultima sa lansare de carte. Agenția de Cultură, într-o nouă ediție, alături de poetul, scriitorul Mircea Drăgănescu. Vă mulțumim că ați răspuns invitației emisiunii noastre. Și eu vă mulțumesc. Suntem aici cu o ocazie specială a lansării ultimului nostru volum, dar nu vom discuta doar despre lansarea acestui volum, vom discuta despre poetul Mircea Drăgănescu și, în primul rând, despre biografia poetului. V-aș ruga să începem cu câteva cuvinte despre biografia dumneavoastră. În curând, sau de curând, am prin 65 de ani, pe 18 iulie, am ieșit la pensie, dar încă mai predau, am catedră în continuare de filozofie. Am terminat filozofia în 1974. De atunci fiind profesor prin diferite școli din județ. În ultimul timp, cam de 20 de ani, sunt profesor la acest liceu. Despre literatură. Începuturile mele literare sunt legate de cenaclul din Titu, un cenaclu cunoscut în perioada anilor 74-80, când a fost și în atenția organelor de securitate, ceea ce denotă că era un cenaclu serios. Și important. Da, și important. Dar ce căutau, de ce era în atenția organelor de securitate un cenaclu literar? Ce ar fi adus atingere ordinii de drept de atunci din România și regimului? Ce se întâmplă? Noi căutam să atragem cât mai multă lume, oameni mai deosebiți, nu? Care scriau literatură. Printre aceștia era și un tânăr venit dintr-o zonă necooperativizată, din Mioarele, județul Argeș, așa, care avea niște scrieri care au părut neconforme liniei partidului și politicii culturale a acelei perioade. A fost infiltrată o fătucă, o fetiță drăguță, ca noi fiind tineri, atrăgeam și fete tinere și frumoase, taică-su fiind ofițer de securitate. I-a cerut caietul, chipurile pentru a citi producțiile. Și de acolo au început să tot felul de interpretări, până când ne-am trezit odată chemați la miliție pe vremea aia și interogați. Băi, băieți, voi vă faceți de cap acolo, nu? Puneți la țara, la cale, sunteți împotriva ordinii de drept. George Geacăr, poetul George Geacăr, avea tatăl care se pare că ar fi avut simpatii legionare, sau cel puțin așa era perceput de către organele de securitate de atunci. Romulus Gandhi Georgescu, iar venea din, avea niște poezii mai deosebite, în care, țin minte și acum o poezie în care spunea el anii, anii cuiele lui Crist. Care ani? Anii aceștia ai construcției socialiste, socialismului, nu? Tovarășul major, dumneata, nu simți cum anii te
te apropie de moarte, nu? În felul acesta și pentru poet, care este un timp mult mai sensibil, nu? Își dă seama de precaritatea existenței și că trecerea anilor ne apropie inexorabil de sfârșit. Ah, deci așa interpretați dumneavoastră, păi e singura interpretare posibilă, nu se referă la acești ani minunați. Urmă tot cu băieții de aici de la Cenaclu, din care făcea parte Camelian Propinațiu, pseudonimul lui Sandu Dumitru, Doru Mareș, iar o figură cunoscută și tot așa mai non-conformistă pentru anii aceia, am început să frecventăm cenaclurile din București. Cenaclu Amfiteatru, știu că am fost odată cu cenaclul nostru de la Titu, făcând o impresie bună și chiar având ecouri în România, la România Literară, domnule, o grupare la 50 de kilometri de Titu e o chestie deosebită. Urmă tot în aceeași formație am început să mergem la Cezar Ivănescu, la numele poetului. Eu publicasem deja în Amfiteatru, sub îndrumarea doamnei Constanța Buzea. Pe urmă, la numele poetului am făcut, deja apărusem într-un grupaj colectiv la Albatros, într-un caiet al debutanților cu un grupaj destul de semnificativ, intitulat Separarea Realului. Și publicam destul de des în Amfiteatru, doamnei Constanța Buzea. La numele poetului m-am împrietenit, ea m-a arătat producțiile mele domnului Cezar Ivănescu, care a și scris despre mine, cum de fapt a scris și despre ceilalți, despre George Jacker, despre Ion Burhan, despre Camelian Propinațiu, despre acest prieten, bun prieten al meu, Sandu Dumitru, pe numele lui adevărat. De la debut, a fost considerat debutul editorial în 80, în caietul debutanților din 80. Pe urmă mi-a apărut cea de-a doua carte tot la editor Albatros, Oglinda de nisip, tocmai după 8 ani, în 88. Bineînțeles, cartea masacrată copios de către critica respectivă, de către cenzura care exista atunci. Știu că a avut și un comentariu la Europa Liberă cartea, deci a avut așa și la un moment dat a fost retrasă de pe piață, găsind câteva exemplare pe urmă după Revoluție, prin depozitele de la Târgoviște, de la librăria aceea din centru. Pe urmă după Revoluție am început să apar mai des în paginile revistelor literare, mai ales din Banat, din Sibiu și din Cluj. După care a urmat acest Robinson la junii mea cu ajutorul domnului Cezar Ivănescu. Dumnealui era pe vremea aceea directorul editurii. Reîntoarcerea la unelte. Sudoarea ta, mărgăritare date porcilor. Lumea frumos înveșmântată în haine de mucava. Frumoasele haine ale împăratului de mucava. În oraș hoitul a început să miroase. Ne facem că nu observăm. Ne dăm cu parfumuri așiși de rea. Toată lumea trebuie să miroasă la fel. Hoitul a început să întinerească. Dacă nu vom avea grijă, în curând are să intre în PM și ajutoarele nu mai sosesc. Pe mine mie, redă-mă, dimineața este atât de aproape încât de a-și întinde mâna aș putea o atinge. Amprenta privirilor tale mă întrepătrunde și abia de îndrăznesc să mai mă privesc în ochi. Eu pe mine în ochii albăstriți de tine. Măriți din ce în ce mai mult de prezența prea tare. După Robinson a urmat în
Chimera de alături, la editura nouă în București. Și, în sfârșit, ultima carte tras prin Oglinda de nisip 2. Greu să dai o definiție poeziei, totuși, pentru Mircea Drăgănescu. Ce înseamnă? Da, sunt nenumărate definiții posibile date poeziei. Pentru Mircea Drăgănescu înseamnă simțire, simțire exacerbată, nu? Pe fondul unor bucurii sau pe fondul unor dezamăgiri. Și bucuria și dezamăgirea fiind surse ale poeziei, ale unor trăiri care pot fi numite în felul acesta sub numele generic de poezie. Deci nu m-am legat niciodată de forme fixe, deși am scris și în stil clasic, aha, considerând că totuși începuturile poeziei au fost ale versului liber, nu? Și multe poezii scrise în antichitate fiind probabil că mai moderne decât multe dintre producțiile de astăzi, nu? De fapt și poezia tânără de astăzi se ferește de forma fixă și caută să surprindă realul așa cum este el. Minimalismul, trăirismul, deprimismul și tot felul de isme care se tot vehiculează în programele unor poezi foarte tineri. Ce înglobează poezia lui Mircea Drăgănescu? Dacă te-ai uitat într-o oglindă sau te-ai încercat să te definești, să te autodefinești, ce crezi că are specific versul lui Mircea Drăgănescu față de colegii de generație sau față de cei mai tineri? Întotdeauna m-am ferit să fac parte dintr-o școală de poezie, căutând să fiu eu însumi. De aceea, probabil că și audiența mai scăzută pe care am avut-o a fost un însingurat în acest spațiu al titlului. Specificul poeziei lui Mircea Drăgănescu, sinceritate frustă, așa, de multe ori amară, față de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Este un spațiu care, deși aparent banal, este plin de surprize. Prin oamenii care au destine surprinzătoare, se întâmplă multe drame pe care nu toți, sau pe care le trec cu vederea foarte ușor. Au avut loc multe sinucideri în titlul. Un tip s-a spânzurat în piață, altul s-a aruncat înaintea trenului, un jandarm tot la fel și-a pus capăt zilelor. Și așa mai departe, sub aparenta banalitate a zilelor de fiecare zi, se întâmplă lucruri deosebite. Este important să le surprinzi și să fii foarte atent la ele. Optimistizare. Totul e bine în cea mai bună lume posibilă, aproximezi. Apoi, nou născut, te uiți în cerul gurii maestrilor și vezi steaua Canopus, constelații, scurgerea timpului, eternitatea. Încep să gângurești, să înveți mersul în patru labe. Cineva grijuliu îți dă să suci, te ia de mânuță, arătându-ți cum se pășește pe valuri. Cum se pășește pe valuri? Optimistizarea optimistizării. După ce te-ai optimistizat de-a binelea, nu-ți rămâne decât să te apuci tu însuți de optimistizat pe ceilalți. Căci de nu, pesimismul te mănâncă și mori. Caseta de fildeș. În caseta de fildeș se rătăcise și un licurici. În memoria speciei sale se rătăcise și o stea, în noaptea veșnică a casetei de fildeș.
Licuriciul avea un presentiment, o preconștiință de sine. Începuse să se detașeze de caseta de film, deci de întunericul ei și la țărmul acelei mări amniotice, Licuriciul se visa far pentru naufragiatul mic animal. De fapt, poate că micul animal din caseta de Fildeș era chiar Licuriciul acela. Un licurici metafizic, dedublându-se partenogeneză. El căpătase o poftă nebună să populeze caseta lui cu himere. Să nu mai fie singur, ce mai. Povestește-mi, te rog, un episod din copilărie, din adolescență sau din tinerețe care te-a marcat definitoriu, te-a, să spunem așa, ți-a schimbat cursul vieții. Descinderea în Titu. Descinderea în Titu. Descinderea de unde? Descinderea din Telorman, unde tatăl meu era avocat. Se plimba de acolo până acolo cu locul de muncă, pentru că erau acele organizări teritoriale permanente și el, fiind avocat, trebuia să se ducă după judecătorie, unde se muta judecătoria, trebuia să... Așa? Și în 55 am sosit în Titu, într-un Titu plin de gropi și plin de nămoale, de noroaie, de tină. Așa, am și rămas un camion în pană la vreo două case depărtare de locuința găsită, o locuință cu drugi de fier, cu lumânări sau cu opaițe făcute din oase de pui, cu știu, fitil băgat pe prin interior și pus în ulei, cu o iarnă formidabilă atunci în 55 când am sosit aici și deci totul a început de atunci. Sensibilitatea deosebită a copilului din mine a preținut această experiență traumatică, mai ales că ți-am zis, până la vârsta de 5 ani cărătoream din loc în loc cu o căruță plină de cuboarfe, cu restul de, cu un pat, cu o masă, cu lucruri dintre astea separate, disparate, care apar și în poeziile mele, nu? Și în poezia modernă, știi? Este un, o modalitate de a face poezie adunând lucruri aparent fără niciun fel de legătură, dar care totuși au un substrat comun. Vis. Ne hotărâsem. Trebuie să evadăm, ziceam, în timp ce în haine ponosite și cu o bocceluță în mână coboram strada în pantă, labirint sau ecoului spre libertate. Strada din piatră cubică, tivită cu iarbă, era străjuită de ziduri vechi, coșcovite de vreme. La capătul străzii am încercat să găsim o străduță laterală pentru a ne ascunde. Nu am găsit altceva de făcut decât să te strivezi de un zid sărutându-te lung. Cei doi soldați ne-au privit indiferenți. Iată doi nebuni care se mai iubesc încă. La capătul străzii, orașul se sfârșea. În urmă, un câmp presărat cu ciurini albaștri și maci străbătut de o potecă îngustă. Drumul spre libertate pe care ți-e teamă să-l calci. Pe potecă venea o femeie ponosit îmbrăcată, o elevă de-a mea pe semne, pe care tu nu aveai de ce să o gelozești. V-ați hotărât, domn profesor, să evadați în sfârșit? Îmi spunea femeia, deși de pe acum uiește orașul. Ne-am despărțit și am luat un avion, parcă unul hârbuit care tremura din toate încheieturile. Când a aterizat pe o pistă bombardată, te-a trebuit să zigzagheze printre obuze până la aeroportul din Sofia. Acolo te-ai supărat și ai plecat spre hotelul știut din tinerețe, numit în glumă Tristețe, unde însă nu mai erau locuri. Am hoinărit pe străzile în pantă până când te-am regăsit într-un alt hotel părăsit,
unde mi-ai sărit de gât șoptindu-mi, haide să-ți arăt rochia mea nouă. Numai de rochia ta nu-mi păsa, mai degrabă de lipsa ei îmi păsa. Haide, am spus, ținându-te strâns de talie, pe holurile întunecoase și pline de crăpături. Ne era teamă de un cutremur, așa că am început să fredonăm. De ce nu? Tu să fii eu, eu să fiu tu. Și nu e greu că tu spui că eu aș fi tu, iar tu eu. Și un arizeu din Dumnezeu face o făptură din frământătură. De ce nu tu în eu, eu în tu? Dincolo de ceea ce te-a impresionat în copilărie, să ajungem în prezent și te rog să încerci să definești sau să comentezi dacă poezia actuală are vreo șansă, să spunem așa, în planul literar, european și universal. Pentru că toți scriitorii așteaptă, nu? Așteptăm cu toții să avem și noi un Nobel pentru literatură. Ce șansă avem? Sau până la urmă, de ce? Ce se întâmplă în... Bine, un Nobel în literatură. În ultimul timp, Nobelul a devenit o afacere mai mult politică decât literară. Nu, și fără o susținere foarte puternică și fără niște eforturi financiare, chiar și pentru care trebuie făcute pentru traducere, pentru popularizarea celui pe care îl împinge în prim planul receptării oamenilor din afară, șansele noastre. Nu vedem câte eforturi se fac în ceea ce-l privește pe Cărtărescu și încă totuși șansele sunt destul de mici și în aceste condiții, deși este sprijinit și probabil că și pe bună dreptate, calitatea literaturii pe care o face este în afara oricărui dubiu. Poezia, știu, o văd ca pe o șansă de salvare personală mai mult și cu speranța că, știu, într-un viitor nu prea îndepărtat în care lucrurile se vor așeza și la noi, nu? Va începe să aibă o cât mai mare vizibilitate. Nu? Deși sub aspectul politicilor culturale e foarte greu de prevăzut o astfel de evoluție. Tot mai puțin bani alocați culturii, tot mai multe grupuri, grupuscule, nu există o solidaritate a breaslei de scriitori, scriitoricești. Premiile se dau cum se dau, sunt contestate. Cred că ai văzut ultimul scandal legat de Premiul Național de Poezie acordat lui Chifu. Așa? Și foarte mediatizat, astfel încât poezia este un pai de care ne mai agățăm pentru a nu ne sufoca definitiv, pentru a nu ne neca definitiv. Cel mai mare regret sau regretele lui Mircea Drăgănescu? Regrete? Nu am regrete. Sunt senin așa în fața destinului pe care îl am și pe care l-am avut. Dorințe neîmplinite? Dorință neîmplinită. Poate nepoți care nu i-am, deși am doi copii mari, sub aspect personal. Probabil că ar fi trebuit să am mai multe cărți până la vârsta aceasta. Acum, ieșind la pensie, sper să mă pun bota pe carte, cum se spune, și să scot încă 2-3 volume înainte de a scoate o antologie, știi, să le strâng pe toate poemele mele mai reușite într-un singur volum. Dacă ar fi să alegi din tot ce ai scris până acum, ești atașat profund de o anumită poezie, de un poem sau de un grup de poeme? Da, poemele de dragoste, poemele care, deși
scrise la o vârstă destul de înaltă, totuși cred că le găsesc o anumită prospețime care îmi face bine de sufletului meu. Simplicitas. Astăzi am văzut răsăritul soarelui sub forma sânului tău, deși la meteo comunicau ceață și cer înnorat. Mulțumesc, Doamne, că sunt îndrăgostit de tine și viața. Sân 1. Îmi repet cu obstinație că sânul tău nu este un simbol sexual, fiind un dar al iubirii până când moartea ne va despărți de bunăvoie și nesilită de nimeni. În timp ce în căucul mâinii tale tresare inima ta, dovadă că încă mai suntem. Un gând al tău care n-ai lucrat să-l împărtășești pe frământare? Nu știu, ceva care te măcină. Să-mi dea Dumnezeu sănătate pentru a mai fi aproape de copiii mei de la școală, aproape de familia mea și aproape de viitoarele mele cărți. Psihoterapie. Primăvara asta a mea cu astenia ei. Primăvara asta a ta cu astenia ei. Se va proaspătă, izbunește-l muguri. Oasele-mi trosnesc, ramuri uscate. În toamna asta noastră, neîmprimăvărată, în tine și în mine amestec ciudat, melancolico-depresiv de primăvară târzie. Ne trebuie pe semne un psihoterapeut. Eu, psihoterapeutul tău. Tu, psihoterapeutul meu. Eu, liniștea ta. Tu, neliniștea mea. Alienare treptată spre liniștea alăturată de sălașul de piatră, ecou. Tu, psihoterapeutul meu. Eu, psihoterapeutul tău. Mulțumesc!